Bună ziua, stimați reprezentanți a presiei, dragi cetățeni! Am lansat această conferință de presă astăzi pentru a vorbi despre modificările cu privire la legea referitoare la cultură fizică și sport. Proiectul de lege pe care urmează să-l înregistrez astăzi în Parlament. Modificările despre care vă voi vorbi sunt tehnice, dar vor avea un impact major asupra sportivilor de performanță din Republica Moldova. Propunerea proiectului de lege este să includem la nivel de lege, în cadrul legii cu privire la cultură fizică și sport, prevederile citând de remunerarea sportivilor de performanță și a burselor sportive de performanță. La moment, aceste burse sunt reglementate printr-o hotărâre de guvern. Acest lucru face ca bursele de performanță și modul de remunerare a sportivilor de performanță să fie slab reglementat, iar legislația cumva, sau cadrul normativ secundar să fie practic inexistent. Acum cel mai important, odată cu introducerea în lege a prevederilor ce țin de bursele sportivilor de performanță, propunem dublarea burselor de performanță pentru sportivi. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că dacă acum un tânăr care obține aurul la un campionat mondial de juniori are o bursă lunară de 3.500 de lei, după modificările operate la lege, el va avea o bursă lunară de 7.000 de lei. Sau un alt exemplu. Un campion mondial la seniori, care este campion mondial și are aur, medalia de aur, acum are o bursă lunară de 15.000 de lei lunar, această bursă, după modificările în lege, această bursă va constitui 30.000 de lei. În total, în lege sunt prevăzute 11 categorii de burse de performanță. La moment, cea mai joasă sau cea mai mică bursă este de 3.000 de lei și cea mai mare este de 25.000 de lei. După modificările propuse de noi, cea mai mică bursă de performanță pentru sportiv va fi de 6.000 de lei și cea mai mare pentru aurul olimpic sau paraolimpic va fi de 50.000 de lei. Trebuie să menționez că la moment, circa 90% din sportivii din Republica Moldova de performanță care beneficiază de o bursă sportivă, suma acestei burse în 90% din cazuri este mai mică de 10.000 de lei. La fel, vreau să menționez că proiectul de lege vine să reglementeze și elementul de prelungire a burselor de performanță a sportivilor în cazul în care aceștia suferă de o traumă sau de o boală în procesul de antrenament sau pregătire sau în cadrul competițiilor. La moment, aceste prevederi sunt foarte vagi și a cauzat în trecut ca statul să întoarcă spatele multor sportivi de performanță care, din varii motive, obțineau traume și pierdeau bursa de performanță din partea guvernului în perioada în care aveau cel mai mare nevoie de ea. Ceea ce facem noi, solicităm Ministerului Educației, prin reglementările care le operăm la lege, să elaboreze un regulament clar, public, consultat cu sportivii, care să reglementeze modul în care aceștia vor putea solicita prelungirea bursei de performanță în cazul traumelor sau bolilor eventuale. La fel, vreau să spun că această măsură nu va rezolva toate problemele din sport. Și noi ne confruntăm cu o situație în care infrastructura sportivă, politicile de sport, susținerea sportivilor a fost un domeniu fie abandonat, fie grav politizat în ultimii 30 de ani. Ceea ce ne dorim noi să facem la această etapă în creșterea burselor de performanță a sportivilor este să încurajăm tinerii să urmeze o carieră de sportiv profesionist și să cunoască că statul îi va susține, să încurajăm actualii sportivi de performanță să continue să reprezinte cu demnitate și onoare Republica Moldova, să aducă medalii de care noi toți să ne mândrim și să asigurăm că aceștia au resurse disponibile necesare pentru vitaminizare, pentru restabilire fizică, pentru pur și simplu un trai decent care să le permită să se focuseze pe activitatea cărora lor le place cel mai mult. Dublarea burselor de performanță nu este o ultimă măsură pe care noi vrem să operăm în domeniul sportiv. Dimpotrivă, vrem să utilizăm această modificare la lege ca un început
pentru ca împreună cu Ministerul Educației și Cercetării și Comisia de Profil din Parlament să inițiem o discuție serioasă despre o nouă lege a sportului care să corespundă standardelor internaționale în sport și să ofere perspective de dezvoltare a sportului în Republica Moldova și a unei strategii din sport, strategii cu privire la dezvoltarea sportului din Republica Moldova, care să ne permită nouă să avem un domeniu de sport care implică tinerii, care dezvoltă sportul în școli, care susține sportivii de performanță și cresc generații de atleți cu care țara să se mândrească. Eu vă mulțumesc frumos, dacă sunt întrebări. Dacă nu, în zilele următoare, proiectul de lege va apărea pe site-ul Parlamentului. Cu siguranță o să organizăm consultări publice și sper că acest lucru să fie un început bun pentru a dezvolta sportul din Republica Moldova și a începe să avem o discuție serioasă despre ce se întâmplă cu sportul în Republica Moldova. Vă mulțumesc frumos!